Pe măsură ce se apropie de un an războiul din Ucraina, mai exact se face un an pe 24 februarie de când Rusia a invadat Ucraina, m-am hotărât să vorbesc puțin despre armele secrete, dacă pot să le spun secrete, pentru că acum o să veniți foarte mulți dintre voi și să-mi spuneți, păi, cum sunt secrete dacă se cunosc deja, cum să spunem, secrete înainte de a le folosi în Ucraina, pentru că niciodată Statele Unite ale Americii și de fapt Occidentul nu a știut de ce arme dispune Rusia. Dar pe măsură ce invazia din Ucraina a tot înaintat, aș putea spune, Occidentul a început să aibă acces la anumite arme pe care Rusia le are în dotare. Iar astăzi vom discuta despre cele mai destructive, dar și super arme, aș putea spune, pe care Rusia le-a folosit în războiul din Ucraina și le folosește în continuare. Nu uita să apeși pe butonul de like și de asemenea haideți să trecem la material și să vedem aceste arme pe care Rusia le-a folosit și le folosește în Ucraina. Și începem cu lansatorul rusesc de bombe termobarice. Un lansator rusesc de bombe termobarice a fost văzut în primăvară de o echipă CNN la sud de Belgorod, Rusia, lângă granița cu Ucraina. Lansatorul de rachete multiple TOS-1 sau TOS-1A văzut de CNN este capabil să lanseze rachete cu focoase termobarice. Nu există dovezi că arme termobarice au fost folosite în conflictul din Ucraina. Aceste tipuri de arme nu folosesc muniție convențională. În schimb, ele sunt umplute cu explozibili de înaltă temperatură și presiune. Acestea sunt uneori numite bombe cu vid, deoarece aspiră oxigenul din aerul înconjurător pentru a genera o explozie puternică și o undă de presiune mare care poate avea efecte destructive enorme. Armele termobarice au fost folosite în Cecenia cu consecințe îngrozitoare, potrivit Human Rights Watch. Utilizarea lor a fost condamnată de un număr de organizații neguvernamentale. Și mergem la locul 2 după rachetele termobarice. Rusia a declarat că folosește o nouă generație de lasere puternice în Ucraina pentru a arde dronele, desfășurând unele dintre armele secrete ale Moscovei pentru a contracara un val de arme occidentale, potrivit celor de la Reuters. Se știu puține lucruri despre specificul noului laser. Putin a menționat unul numit Peresvet, numit după un călugăr războinic ortodox medieval, Alexandru Peresvet, care a pierit în luptă. Iuri Borisov, viceprimerul responsabil cu dezvoltarea militară, a declarat la o conferință la Moscova că Peresvet este deja utilizat pe scară largă și că poate orbi sateliții până la 1500 de kilometri deasupra Pământului. El a spus că există deja sisteme mai puternice decât Peresvet, care ar putea arde dronele și alte echipamente. Borisov a vorbit despre un test efectuat marți, despre care a spus că a ars o dronă aflată la 5 km distanță în 5 secunde. Dacă Peresvet orbește, atunci noua generație de arme cu laser duce la distrugerea fizică a țintei, distrugere termică OARD, a declarat el la televiziunea de stat rusă. Întrebat dacă astfel de arme au fost folosite în Ucraina, Borisov a spus: da, primele prototipuri sunt deja folosite acolo. El a spus că arma se numește Zadira. O armă laser generează un fascicul de lumină concentrată care poate încălzi și arde un obiect. Un laser de mare energie poate face o gaură într-o placă groasă de oțel în câteva secunde. Razele se deplasează cu viteza luminii, au o rază de acțiune mult mai mare decât proiectile obișnuite și își pot atinge ținta cu cea mai mare precizie. De asemenea, astfel de arme pot funcționa discret, deoarece trimiterea de raze de lumină nu generează zgomote puternice. Cel mai important, sunt foarte rentabile, deoarece nu este nevoie de muniție în afară de energie pentru a trage o rază. TNO, organizație olandeză de cercetare care lucrează tehnologia armelor cu laser, spune că fiecare tragere a sistemului pe care îl dezvoltă costă mai puțin de €1. Și continuăm la locul 3, și anume dronele kamikaze iraniene folosite de Rusia în Ucraina. Acestea zboară cu 185 de km pe oră, au o rază de acțiune de aproape 2000 de km și nu poartă încărcături explozivele mari. Drona Shahed 236, renumită arma democratică, pentru că și țările mai mici o pot folosi, are un cost relativ mic. Sunt drone kamikaze utilizate în raidurile rușilor asupra orașelor Ucrainei. Moscova, după luni de conflict, a observat scăderea stocurilor de rachete. A folosit până acum mii și vrea să păstreze o parte pentru viitor, așa că a apelat la ajutorul Iranului, care a furnizat sute de aeronave de recunoaștere Shahed 236 și Mohajer. Mijloacele respective s-au dovedit eficiente, în special pentru terorizarea populației. Acestea pot fi lansate din camioane cu încărcături explozive nu foarte mari, sunt totuși o amenințare concretă pentru infrastructuri, pentru mediul urban și pentru centralele electrice. Trecem la locul 4 și anume armele cu fosfor. Administrația Vladimir Zelenski a acuzat de mai multe ori armata rusă că utilizează bombe cu fosfor în Ucraina, ultima învinuire de acest gen fiind adusă la sfârșitul săptămânii trecute după ce rușii au folosit astfel de muniție în Ucraina. Alcătuite din substanțe inflamabile care ard puternic, armele acestea sunt folosite pentru a incendia pozițiile inamice, pentru a crea ecrane de fum care ascund mișcările trupelor și pentru a asigura iluminarea în condiții de vizibilitate redusă. Dar categoria armă incendiară este una largă. Ea poate include grenadele incendiare și aruncătoarele de flăcări, precum și bombe neghidate, cunoscute sub denumirea de submuniții, umplute cu agenți incendiari precum napalmul sau fosforul alb. Totuși, ce este fosforul alb? Este o substanță înțepătoare, asemănătoare cu ceara. Fosforul alb produce un fum alb și gros atunci când arde, ceea ce îl face eficient pentru a masca mișcările forțelor armate care l-au folosit, au declarat experții. De asemenea, fosforul este renumit pentru daunele pe care le poate provoca atât oamenilor cât și zonele în care este utilizat. Aprinzându-se atunci când intră în contact cu oxigenul, fosforul arde la 800 de grade Celsius și poate distruge pielea umană până la os. Arsurile provocate de fosforul alb sunt urâte pentru că nu este un foc tradițional, așa că dacă adaugi apă se poate înrăutăți și mai mult, a arătat pentru The Moscow Times Brent Kastner, un investigator de crime de război specializat în bombe și gloanțe. Și încheiem cu locul 5, anume armele chimice. Rusia pregătește terenul pentru a putea acuza Ucraina de un eventual sau presupus atac chimic, atrag Agenția Statelor Unite ale Americii și specialiști în tacticile de propagandă și război folosite de Rusia. Moscova reia o temă de propagandă veche de câțiva ani, atent reconstruită în ultimele 3 luni. Și în spațiul TV și online din România a fost dezbătută intens în ultimele ore tema laboratoarelor biologice din Ucraina, chiar dacă laboratoarele nu sunt arme pregătite de atac în Ucraina de către Statele Unite ale Americii, așa cum pretinde ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Rusia ar putea folosi arme chimice sau biologice în Ucraina sau să creeze cu ajutorul acestora o falsă justificare pentru alte acțiuni, adaugă acesta. Este absurd, este genul de operațiune de dezinformare pe care am văzut-o în mod repetat de la ruși, de-a lungul anilor în Ucraina și în alte țări, acuzații care au fost demontate. Este un exemplu al tipurilor de pretexte false pe care am avertizat că le-ar putea inventa rușii, a scris aceasta. Jen Psaki a transmis avertismentul în urma răspândirii acuzațiilor formulate de purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, potrivit cărora Rusia ar fi găsit documente recente care ar arăta că în laboratoarele din Ucraina, finanțate de Statele Unite ale Americii, ar fi existat componente ale unor arme biologice. Sergei Lavrov a adus retorica mai departe, mai ales că felul în care s-a răspândit propaganda în ultimele luni, ore, zile și așa mai departe, i-a oferit spațiu să vorbească de arme, nu componente sau de laboratoare de cercetare. Cam atât a fost, dragii mei, și acest material. Tu ce arme crezi că a folosit sau folosește în continuare Rusia în războiul din Ucraina? Chiar îți aștept răspunsul în comentarii. Ne auzim cu noi materiale și vă doresc mult succes în absolut tot ceea ce faceți și multă sănătate, că e mai bună decât toate.